So if we're ready to begin, could we begin with a silent prayer? Da, au dat niște lămuriri pentru traducători și acum vom începe cu o rugăciune în taină. Amen. Amen. So, I'll start with a review. Voi începe cu o recapitulare. We looked at three different structures we've been given. Ne-am uitat la trei structuri diferite care ne-au fost date. Now, last year we began to teach this third structure. Anul trecut am început să învățăm această ultimă structură. We titled it In God We Trust. Am intitulat-o În Dumnezeu ne încredem. I'll explain why in a moment. Imediat voi explica de ce. The first structure is modern Israel. Prima structură este Israelul modern. This one is key because it is our story. Aceasta este una cheie pentru că reprezintă istoria noastră. It's our Alpha and Omega histories. Avem istoria noastră alfa și istoria noastră with omega. This history as well. Și aceasta este tot istoria noastră. To that was added the structure of the counterfeit. La aceasta se adaugă structura contrafacerii. Which meant all we had so far is our story and the story of the papacy. Și asta însemna că până în acest moment ne axam pe istoria noastră și istoria papalității. The papacy is not the main player at the end of the world. Însă știm că papalitatea nu este jucătorul principal la sfârșitul lumii. Certainly not in the glorious land. Cu siguranță nu în țara glorioasă. Nu este jucătorul principal acolo. What I would suggest is the third structure. De aceea, ceea ce vreau să sugerez este o a treia structură. Is this study of In God We Trust. Acest studiu, În Dumnezeu ne încredem. And the reason that we called it that. Și motivul pentru care i-am dat acest nume, această denumire. Was because we didn't have a better name. Nu este pentru că nu am avut un nume mai bun. We weren't sure the study was that important. La acel moment nu ne dădeam seama cât de important era acest studiu. And that title linked the two histories of failure. Și l-am denumit după cele două istorii de eșec. It covered the history of 1863. Acesta acoperea istoria anului 1863, care a condus apoi la anul 1888, really the history to 1900. Și aproape până la istoria anilor 1900. Where Adventists understand that there were efforts to pass a national Sunday law. Atunci când adventiștii au înțeles că se depuneau eforturi pentru a da o lege duminicală națională. Then there was the 1940s and 50s. Apoi au fost anii 1940-1950. And then the history from 1979. Iar apoi istoria care începe cu 1979. In God we trust. În Dumnezeu ne încredem.
was what they were trying to institute in the first history. Este ceea ce doreau să implementeze în prima istorie. Getting it printed on their money. Să convingă, să inscripționeze aceasta pe banii lor. Again attempted in the 1940s and 50s. Și au încercat din nou acest lucru în anii 1940-1950. When it also began to be printed on more money. Când a început să fie inscripționat din nou pe mai mulți bani. And then also became their national motto. Și care a devenit într-un final motto-ul lor național. So that phrase linked the first two histories of failure. Așa că această expresie conecta primele două istorii de eșec, făcea legătura între ele. So noting its promise a prominence, we just began to refer to that study as the In God We Trust study. Așa că din acest motiv am început să ne referim la acest studiu ca fiind studiul sub numele de expresie aceasta, în Dumnezeu ne încredem. There may probably be a more accurate name of what this study is trying to represent. Probabil ar fi un nume mult mai bun a ceea ce reprezintă acest studiu de fapt. Which are really three Protestant movements. Care se referă de fapt la trei mișcări protestante. Movements where they mobilized to take down a group threat. Mișcări în care ei s-au mobilizat să vină împotriva unei amenințări la grupul so lor, percepute legate de grupul lor. Probably a better name. Da, deci să-i poate să fie un nume mai bun, dar acesta e deocamdată. We recognized then that this study without our intention ne-am dat seama că acest studiu was another study that brought up three histories. Era un alt studiu de fapt care vorbea despre trei istorii. And we know the third will be success. Despre două istorie de eșec și despre o a treia despre care știm că trebuie să fie de succes. So we have modern Israel. Așa că avem Israelul modern. The story of Adventism. Istoria adventismului. Failure, failure, success. Eșec, eșec și succes. The story of the counterfeit, which is the papacy. Istoria contrafacerii, care este papalitatea. Which is failure, failure, success. Eșec, eșec și apoi succes. And then we have the story of three mobilized Protestant movements. Iar apoi avem istoria a trei mișcări protestante care s-au mobilizat. Și din nou vedem eșec, eșec și succes. It's this third one that we are focusing on at this camp meeting. Și această a treia structură este cea pe care ne concentrăm în această tabără. So we began in our document. Am început în documentul nostru. We worked our way through the introduction. Am parcurs introducerea. And rather than read it all, we pulled out the key points. Și în loc să citim tot documentul, am extras doar anumite puncte cheie. I'm hoping everyone has a copy and has had the opportunity to read it. Sper că avem cu toții o copie și am avut oportunitatea să citim acest document. The points that we pulled out of the introduction. Ideile pe care le-am extras din introducere. We didn't really go into any further detail. Nu am intrat în prea multe detalii legate de ele. Because this is just the short introduction before he's going to go into detail. Pentru că era doar o scurtă introducere înainte ca acest autor să intre în detalii. But there's a few points we need to have in our mind. Însă sunt câteva aspecte pe care trebuie să le avem în minte. His first paragraph is really stating the whole point of this document. Primul paragraf al său de fapt afirmă întreaga idee acestui document. That is reflected in the title. Care se reflectă și în titlu de fapt. Which is how did the constitution go from being
Protestant, a wicked, godless document. Care este cum s-a transformat Constituția dintr-un document nelegiuit și lipsit de Dumnezeu pentru protestanți? To a Christian document. Într-un document creștin. And then he says, this article is going to teach you that. Și el spune, acest document vă va explica cum s-a întâmplat. Through the discussion of three movements. Prin analizarea a trei mișcări. Written above. Despre care am scris acolo pe tablă. Where the efforts change from amending the Constitution in 1888 history. În cadrul cărora efortul s-a modificat de la dorința de a schimba, modifica Constituția în 1888. Iar acum sunt eforturi de a schimba modul în care interpretăm Constituția în istoria noastră. This is the contrast part of his compare and contrast. Aceasta este partea de contrastare din metoda pe care el o folosește, comparare și contrastare. So we are already comfortable, I hope. Noi cred că deja putem să înțelegem, suntem confortabili. But we should keep in mind that Adventists are not comfortable. Cu acest mod de a pune o problemă, dar trebuie să avem în minte că adventiștii la modul general nu sunt atât de obișnuiți cu asta. Când noi spunem că ceea ce se întâmplă în timpul nostru, it is different to what they saw and expected in 1888 history. Când spunem că ceea ce se petrece astăzi la sfârșitul timpului este diferit de ceea ce s-a întâmplat în istoria anilor 1888, when they're expecting an amendment to the Constitution. Deci ceea ce așteptau ei în 1888 ca fiind un amendament, o modificare a Constituției. We should be comfortable to say that expectation will never be realized in our history. Noi ar trebui astăzi să fim confortabili să spunem că o astfel de modificare nu ar trebui să o așteptăm niciodată în istoria noastră. Because over the last 110 years, Protestantism has changed. Pentru că în ultimii 110 ani protestantismul s-a schimbat. And that's not just with their desire for a Sunday law. Și nu este vorba de dorința lor cu privire la legea duminicală. It's very hard to go online and find information about the Sunday laws. Este foarte dificil să intri online și să găsești informații despre legi duminicale. Because that was like the fine print under their main goal. Pentru că asta era doar câteva detalii de fapt legat. Care avea de face cu scopul principal. Concentrate on that fine print because it is the part that affects us the closest. Și adventiștii s-au concentrat pe acest detaliu pentru că acesta era aspectul care îi afecta cel mai mult pe ei. But the goal was to amend the Constitution. Dar scopul nu era doar acea lege duminicală, ci să modifice Constituția. If you can recognize that the goal has changed. Și dacă putem să înțelegem și să recunoaștem faptul că scopul lor s-a schimbat azi, atunci vom putea înțelege că și detaliile care țin de acel scop trebuie să se schimbe. Because Adventists don't understand structures. Dar pentru că adventiștii în general nu înțeleg aceste structuri, they wouldn't accept that. Ei nu ar accepta un astfel de argument. But it's not just our structures which are so solid. Dar nu doar că structurile noastre sunt atât de solide, de bine întemeiate. If Adventism was to go to the world with a message. Dacă adventismul ar fi să meargă cu un mesaj, cu o solie la lume. Those who know this history know that that's the case. Aceia care cunosc aceste istorii știu că este corect mesajul nostru. This is the contrast. Deci trebuie să înțelegem contrastul între cele două istorii. The constitutional amendment is part of that contrast. Da, pe de o parte s-a încercat modificarea Constituției, iar acum e vorba de interpretarea Constituției. Deci este un contrast. But then he says we can also compare though. Dar acest autor spune că putem de asemenea să comparăm aceste două istorii. All three histories follow the same pattern.
Pentru că toate cele trei istorii urmează același what tipar. That repeating pattern is. Și el ne spune care este acel tipar care se repetă. Now all three histories toate cele trei istorii are a core dominant Protestant group. În toate există un grup dominant protestant that looks out of their bubble, care privește în exteriorul, cum să zic, and sees a rising threat. În care ei trăiesc în exteriorul grupului lor și percep alte grupuri ca o amenințare. Ei se consideră a fi prototipul a ceea ce semnifică un american adevărat. And to be American și a fi american is to be the glorious land, the leader of the world. Înseamnă să fii parte din țara glorioasă, să fii liderul lumii. They have been blessed by God. Ei au fost binecuvântați de Dumnezeu. So they see this threat. Așa că ei percep această amenințare. It's not just their personal religious status. Nu este doar amenințare la statutul lor religios personal. This is now a nationalistic fight over their national identity. Ci devine o luptă naționalistă cu privire la identitatea lor națională. So they see the threat. Așa că ei percep amenințarea. They interpret that as an attack on the nation. Ei interpretează acea amenințare ca fiind un atac la adresa națiunii. And then they mobilize. Iar apoi se mobilizează. By going back to the Constitution. Prin faptul că se duc înapoi, se întorc înapoi la Constituție that are centered around that document. Și fac anumite cereri care sunt legate de acest Whether document. They demand that it be amended, fie că cer ca aceasta să fie modificată, or they demand that people interpret it their way. Sau cer ca oamenii să o interpreteze după ideile lor, în felul lor. Discusses how the Constitution has become the battleground. Și autorul discută felul în care Constituția a devenit un câmp de bătălie. Where people read into that document whatever they personally want to. Pentru că oamenii se folosesc de acest document să interpreteze ceea ce ei doresc. We discussed how Obama read that document, which I think is in a good way. Am discutat despre cum a citit Obama acest document, Constituția, și cred că a făcut-o într-un mod corect. And we're ready to begin a more in-depth discussion of this first history. Și suntem pregătiți să începem o discuție mai aprofundată legat de această istorie. So that concludes our revision. Da, încheiem aici recapitularea noastră. So we're on page 265. Suntem la pagina... Da, 265 din documentul original. One, the fight to make the Constitution Christian. Este capitolul 1, lupta pentru a creștiniza Constituția. Now it's in this first part. În această primă parte. This first history. Această primă istorie. We are going to need almost all of our additional sources. Vom avea nevoie de anumite surse adiționale. Because it's quite possibly the one we know the least. Și probabil una pe care o cunoaștem mai puțin. So this is when the other document and other quotes will come in most helpful. Da, în această istorie, celălalt document și celelalte citate ne vor fi de ajutor. We won't go straight into the document. Nu vom merge direct la acest document. Because this document is trying to make a certain point. Pentru că acest document încearcă să ne conducă la o anumită idee. It doesn't give a whole lot of the history that leads up to 1863. Și nu ne oferă prea multe detalii despre istoria care ne duce la anul 1863. And that history, I would suggest, is relevant to us.
Însă eu consider că istoria aceea este relevantă pentru noi. So I want to first make a couple of other points. Așa că înainte vreau să amintesc câteva idei. Before we go to the document. Înainte să citim din document. This is the first quote from the Word document shared on the translation forum. Primul citat din documentul care a fost pus pentru It's a quote from the Evangelicals by Francis Fitzgerald. Este un citat din cartea Evanghelicii de Francis Fitzgerald. By the way, this author, she's a Pulitzer Prize winning historian. Și apropo, autoarea cărții este un istoric renumit care a câștigat mai multe premii. Good at, she's good at what she does. Deci este un articol scris de o persoană care este foarte bună la ceea ce face. When we look at 1863-1888 history, când mergem la istoria anilor 1863-1888, I'm just going to draw a box. Voi This desena is the South o of America. Căsuță. Avem aici America de Sud. This is the North of America. Și avem America de Nord. Discussing 1863-1888, trebuie să discutăm despre 1863-1888. It'll help us to locate where that fight was occurring. Pentru că ne ajută să localizăm unde anume se petrece acea luptă. So, this is after the Second Great Awakening. Vorbim de o perioadă de timp de după a doua mare redeșteptare. There had been a revival in the north. A avut loc o redeșteptare în nord. Southern evangelicals held to the same standard as the north. Și evanghelicii din sud aderau la același standard But ca cei din nord. They did not have that social ethic. Însă nu aveau aceeași etică socială. Religion was seen as a matter of the individual relationship to God. Religia era văzută ca fiind o chestiune ce ținea de relația personală a omului cu Dumnezeu. And to Christ as a personal savior. Și cu Domnul Hristos ca un salvator personal. What was strange was that this actually created a lot of unity in the South. Ceea ce este ciudat este faptul că aceasta a produs foarte multă unitate în Sud. Iar economia celor din sud se baza aproape în totalitate pe agricultură. It's largely rural. Într-o zonă care este în mare parte rurală, towns. Având orașe mici, comunități mici, because of this limited economy, și din cauza că economia era limitată, not many northerners migrate south. Puțin coloniști din nord au mers spre sud. There's very little industry in the south. Era puțină industrie, da, And în very sud. Few immigrants are interested in coming to the south. Și foarte puțini imigranți erau interesați să ajungă în sud. So over decades, a stronger and stronger bubble forms around the south. Așa că de-a lungul deceniilor, cumva sudul It's what inhabitants were almost entirely from England or Scotland. Și persoanele care locuiau acolo erau în cea mai mare parte din Not Anglia sau Scoția. From other parts of Europe or anywhere. Nu erau atât de mulți din alte părți ale Europei. And those white inhabitants built the state schools. Și acei locuitori albi au construit școlile And most of the colleges. De stat și colegiile. And they created in the south this culture. Și au creat în sud un fel de cultură where there was no separate intellectual class.
în care nu exista o clasă intelectuală separată. A culture where no one questioned. O cultură în care nimeni nu punea întrebări. Because there were so many things tightly connecting this southern community. Pentru că erau foarte multe lucruri care îi legau la oaltă pe oamenii din această comunitate mare din sud. With little impact from things like immigration or migration. Ei nu au fost atât de tare impactați de lucruri ca imigranți sau migrații. So there's very little debate in the south. Așa că era puțină dezbatere în the sud. The Bible was an infallible guide. Biblia a fost un ghid infailibil. And the church taught what was written in it. Iar biserica învăța ceea ce era scris în ea. So by the time this bubble had formed, deci în momentul în care această bubble, bulă sau această when regiune a came s-a into format, contact with someone who believed differently, când ei au intrat în contact cu cineva care gândea diferit, which was strange for them, li se părea ceva straniu, they would conclude that those others were not Christians. Și ei trăgeau concluzia că acele alte persoane nu erau de fapt creștini. So a southerner would not consider an Adventist to be a Christian. De exemplu, o persoană din sud nu ar fi considerat un adventist ca fiind creștin. Or even someone in their same denomination who believes differently to them. Sau chiar și pe cineva din denominațiunea lor, dacă credea diferit de marea so masă. This social cohesion, această coaliție socială, combined with their growing unity on slavery, combinată cu unitatea lor tot mai mare cu privire la subiectul sclaviei. The author says that by 1840 there was a south-southern identity. În 1840 spune autorul că deja s-a creat o identitate a sudiștilor. A southern region as well. Și o regiune sudică sau o religie sudică. And she says this isolation lasted well into the 20th century. Și spune că această izolare a regiunii a supraviețuit până în secolul al 20-lea. It didn't end by 1900. It retained its strength. Nu s-a încheiat în anii 1900, ci și-a păstrat tăria. And to some degree, there's remnants of it today. Și într-o anumită măsură există încă și azi rămășițe ale acestei regiuni. So by 1840 there was a south. Așa că în 1840 a existat un sud. And she suggests there wasn't a north and south. Și ea sugerează că nu era nord și sud. Because the north never had that cohesion, that unified identity. Pentru că despre nord nu putem să spunem că a avut acea identitate comună, acea so there was a south and the rest of the country. Legătură strânsă, da? Și am putea spune că era sudul course, și era we know restul this țării. By 1861, they think they are their own country. Cel puțin în 1861 ei chiar credeau că au propria lor țară separată. Because of this, din cauza aceasta, now I'm not reading, I'm paraphrasing from different sources. Acum nu citesc, ci parafrazez din mai multe surse. There was not this fight in the south. Nu a existat această luptă în sud. You could argue the south already had its church-state relationship. Am putea spune că în sud deja exista acea relație dintre biserică și stat. If you wanted to think that if the Alpha history had not been a history of failure. Dacă am vrea să ne gândim că istoria Alpha nu a fost o istorie, nu ar fi fost o istorie de eșec. I think we could see that the 1850 compromise would have been successful. Am putea să vedem, cred, că compromisul din 1850 putea să fie de succes. Which means the South would have been in control of power in the United States. Ceea ce ar fi însemnat ca Sudul să preia controlul puterii în Statele Unite. And the South, from well before 1840, had developed a church-state relationship. Și acest Sud, încă cu mult înainte de 1840, a dezvoltat această relație între biserică și stat. A.T. Jones is going to lay out how the drive for Sunday law progressed.
A.T. Jones descrie cum a progresat această dorință de a da legi By duminicale states and then through countries. de la stat la stat și apoi în întreaga țară. He said Australia is the last place it reached. Și spune că Australia este ultimul loc în care it a ajuns. Began in the states. La început a fost în state. And in the states. Și statele. It began in Arkansas. Și dintre toate statele a început în statul and then Arkansas. Spread, Mississippi, etc. Iar apoi am mai departe Mississippi și tot așa. The South had long been developing the church-state relationship. Dar sudul de mult dezvolta această relație dintre biserică By și stat. By the Civil War, it's impenetrable. Și deja atunci când a fost războiul civil, acea relație era From una impenetrabilă. It begins to lose that civil war. Și în 1863, când ei încep să piardă războiul civil, and now they have another thing uniting them. Apoi ei au o altă chestiune Pain, care îi unea. Wounded pride. Acea mândrie rănită. So even after the Civil War, they create an even stronger shield around their regional identity. Deci chiar și după războiul civil, ei au creat un scut încă și mai puternic legat de identitatea lor. Chiar și acum. That's why she says that this bubble extends well into the 20th century. De aceea spune că această bulă a lor se extinde în cea mai mare parte a secolului 20. Ideea pe care încerc să o transmit este că, în special în anul 1863 și până în anii 1900, this is largely a northern fight. Aceasta este în ansamblu o luptă a Nordului împotriva unirii dintre biserică și stat. Pentru că în Sud nici nu se lua măcar în calcul o astfel de întrebare, o astfel de problemă. Through this history, pe măsură ce parcurgem această istorie, we are mostly discussing a northern fight. Vorbim în cea mai mare parte de o luptă care se duce în nord. The South already had it in our alpha history. Pentru că Sudul deja avea acest lucru implementat în Enough istoria to already lor alpha. Fulfill prophecy. Și ei puteau să ducă la îndeplinire profeția. The South fails. Însă Sudul eșuează. 1888, this is a northern fight. Iar în 1888 vorbim de o luptă a nordului. Impacting the South, of course. Care, bineînțeles, are un impact și a sudului, asupra sudului. So, the document doesn't make that clear to us. Acest document nu clarifică acest detaliu. Another point I want to make. Un alt aspect pe care vreau să-l amintesc. Going back to 1798. Merge înapoi la anul 1798. We're mainly discussing the Presbyterians. Noi am vorbit în cea mai mare parte despre presbiterieni. The Presbyterians had three major schisms in their history. Presbiterienii au avut parte de trei separări, trei schisme majore în istoria lor. Three major splits. Da, deci trei separări majore. The first split they had. Prima separare pe care au avut-o was in the first great awakening. A fost în timpul primei mari redeșteptări religioase. Back in the early 1700s, earlier. La începutul anilor 1700. This is called the old side, new side controversy. Este cunoscută sub numele controversa vechea, so vechi old side părți și like noi the conservatives, părți. New side like those changing the message. Da, vechea tabără erau conservatorii și noua tabără sau noua parte erau cei care First vreau să schimbe mesajul.
Old side, new side, split. Iar apoi acea tabără sau da, the second parte, split tabără veche și tabără nouă s-a separat. Was in the second great awakening. Iar a doua separare a avut loc în timpul celei de-a doua mari deșteptări. Which began around 1798 through to 1840. Din 1798 până în 1840. În acea perioadă. So, the first split was the first great awakening. Deci prima separare a avut loc în prima mare de deșteptare. This is old side versus new side. Și a fost între tabăra veche și tabăra nouă. The second split. A doua separare. The second great awakening. A avut loc în timpul celei de-a doua mare deșteptări sau mare trezire. Old school, new school. Și de data asta a fost între teologia sau școala veche și cea nouă. Again, it's those trying to change the message and those trying to conserve the message. Din nou, aceia care încercau să conserve mesajul și aceia care încercau să schimbe mesajul. And the third split. Și a treia separare. This occurred in the early 20th century, 1920s, 30s particularly. S-a întâmplat la începutul secolului 20, în 1900, parcă în anii 1930, dacă bine am înțeles. Deci la începutul secolului 20. This is known as the fundamentalist modernist controversy. Este cunoscută sub numele de controversa fundamentaliștilor moderni versus cei moderni. Again, those trying to conserve the message, those progressives progressing with the message. Da, deci din nou avem cei care erau fundamentaliști și încercau să conserve mesajul și cei care încercau să fie progresiști, să vadă the un progres. The point I was trying to make progresie. In the Oceana series. Ideea pe care am vrut să o transmit în cadrul seriei din Oceania was the Protestantism has tended to not be united, but it is divided at least into two camps. Este faptul că protestantismul nu este în unitate, ci este divizat în cel puțin două just tabere. Just as it is now. La fel cum este și acum. When you have churches opposed to Trump and churches that gave Trump power. La fel cum și acum avem biserici care sunt în opoziție față de Trump și altele care puterea lor lui Trump. Issue in Protestantism since the early 1700s. Și am vrut să vedem că această problemă a separării din protestantism începe chiar din la începutul anilor 1700. We're not going to worry about the first one. Nu ne vom preocupa de prima separare. But it's the second great awakening that also Adventism came out of. Dar cea de-a doua mare redeșteptare religioasă din aceasta are it's a ieșit practic și Adventismul. That introduced the concept of camp meetings. Și a doua mare redeșteptare a introdus conceptul taberelor. Up to 20,000 people attending camp meetings. Da, deci peste 20,000 de persoane prezente la întâlniri de tabere în corturi. By people such as Charles Finney. La prezentări susținute de persoane de genul Charles Finney, of the second great awakening. Care era unul din lideri în cea de-a doua mare redeșteptare. Adventism did not invent the camp meeting. Nu adventiștii au inventat întâlnirile de tabere. That came from the second great awakening. Ci această idee a provenit din cea de-a doua mare redeșteptare religioasă. Protestantism was doing that before we were. Protestanții făceau aceasta înainte ca să o facem noi. But we also took part in that. Dar și noi am luat parte la aceasta. And Adventism is one of the two, with Mormonism, religions that came out of the Second Great Awakening. Și Adventismul, alături de Mormonism, este una din religiile care a ieșit
a rezultat so din cea de-a doua mare redeșteptare. Protestantism has been split through its history. Protestantismul putem vedea că a fost separat în istoria lui. This fight is largely in the north. Că lupta s-a dat în mare măsură în nord. Because the south had surrendered to church and state long before the civil war began. Pentru că sudul s-a aliniat cu ideea de stat și biserică cu mult înainte ca să înceapă războiul. Another quote by Francis Fitzgerald. Un citat de la The Francis Second Fitzgerald. Great Awakening was essentially a revolt against the Calvinist establishment. Deci de la Francis Fitz, o să zic numele. A doua mare trezire care a început după un deceniu sau mai mult a fost said, în esență o revoltă împotriva instituției calviniste. It's not in our it's not in the time of the end. This one's in our alpha history. Deci prima nu este în timpul perioada timpului sfârșitului, dar a doua well, este în istoria noastră alfa. The highest creed of Protestantism. Deci crezul cel mai înalt al protestantismului, cel mai important, was essentially Calvinism. Era în esență calvinismul. I don't want to go into the complexities of why. Nu aș vrea să intru în complexitatea de a explica de ce. But it's Calvinism that was the creed of Protestantism. Dar putem spune că la bază calvinismul era crezul protestantismului. So especially the Presbyterians, but the leadership she refers to as the Calvinist establishment. În special la aceasta se referă când spune instituția calvinistă sau da. Who holds strictly to that Calvinism? Cei care țineau strict la calvinism, la învățătura calvinistă. And the second great awakening was a revolt against that. Și a doua mare redeșteptare era de fapt o so revoltă împotriva la aceasta. So the second great awakening is not this history of unity within Protestantism where they're doing a great work. Și nu este vorba de o unitate în protestantism când ei fac It's o mare lucrare. It's an internal fight. Ci de fapt în cadrul lor, în interiorul lor, It's described as este like o mare luptă. Religious revolution after the American Revolution. Este descrisă ca fiind o revoluție religioasă care are loc după Revoluția Americană. Because a key doctrine of Calvinism pentru că o doctrină cheie a calvinismului was predestination. Era predestinarea. Now in the American Revolution, iar în cadrul Revoluției Americane, there was this revolutionary idea introduced. A fost introdusă această idee revoluționară that people had free will. Că oamenii au liber arbitru, They could decide for themselves on personal and political matters. Și ei puteau să decidă ei înșiși în materie de politică sau probleme personale. So as they come out of the revolution, așa că în timpul revoluției, where they wake up to this newfound freedom, când s-au trezit la această nouă descoperită libertate, by the 1790s, people are starting to feel uncomfortable with Calvinism. În anii 1790, oamenii au început să se simtă inconfortabil cu această învățătură a calvinismului. You have no freedom to decide whether you go to heaven or to hell. Care spune că nu ai liberul arbitru să decizi dacă mergi în cer sau vei merge în iad. Nu poți decide unde să mergi. And nothing you do can change that. Dumnezeu a decis asta, a predestinat dinainte și orice, indiferent ce faci tu, nimic nu mai poate schimba asta. Însă ei au experimentat o libertate după Revoluția Americană. So some charismatic leaders rise up. Așa că se ridică niște lideri carismatici. And we mentioned before Charles Finney.
Și l-am menționat mai devreme pe Charles Finney. Finney? He's described as a new school Presbyterian. Dar el era descris ca un presbiterian de școală nouă. He departed from traditional Calvinist theology by teaching that people have free will to choose salvation. El s-a îndepărtat de teologia tradițională calvinistă, învățând că oamenii au liberul arbitru de a alege mântuirea. So he says people have free will. Deci el spunea că oamenii au liberul arbitru. In religious matters, în ceea ce privește probleme religioase, as well as the political and the personal, cât și în probleme politice sau probleme personale. It is in some ways an extension of the American Revolution. Era într-un anumit sens o extindere, da, ca venea ca o extindere a Revoluției Americane. He was one of the main leaders of this Second Great Awakening, the era New School. Era unul din liderii principali ai acestei a doua mare deșteptări. What about the Old School? Însă cum e cu cei din școala veche? I don't want to so much concentrate on a person. Nu vreau atât de mult să mă concentrez pe o anumită persoană. As much as a university. Cât pe o anumită universitate. The Old School. Școala veche. Was led by Charles Hodge. Era condusă de Charles Hodge. And these leaders change over time. Și cu timp, în timp acești lideri s-au mai schimbat. And he was I'll go to the quote. It's the second quote from the document on the forum. Da, va cita din the cita. Old school led by Charles Hodge, halfway through the quote, of Princeton Theological Seminary was much more conservative theologically and did not support the revival movement. Spune că vechea școală condusă de Charles Hodge de la Seminarul Teologic Princeton a fost mult mai conservatoare din punct de vedere teologic și nu a susținut mișcarea de renaștere, de deșteptare. Of Princeton Theological Seminary. Deci el conducea Seminarul Teologic Princeton. This may seem like a small point. Acesta poate să pară un punct nesemnificativ. But it's very hard to find information on such things as Sunday laws. Dar este foarte greu să găsim informații despre lucruri gen legea duminicală. It's hard to know from which direction that drive was coming from. Este greu să găsești de unde pornea această idee, de unde era împinsă. Came out of Princeton. Și am descoperit sau ceva că venea de la Princeton. You're looking at something that is strictly fundamentalist conservative. Pentru că atunci când vorbești despre acest seminar teologic, vorbești despre ceva care este strict practically conservator. To the present day. This is the fundamentalist branch of Protestantism. Ei susțineau ramura fundamentalistă a protestantismului. It was conservative theologically. Deci, din punct de vedere teologic, erau conservatori. Called for traditional Calvinist teaching. Și aveau o teologie tradițional calvinistă. It did not support that revival movement. Și nu au susținut acea mișcare de redeșteptare. I'm just looking for a quote. Caut un anumit citat. I could have it for tomorrow. Poate reușesc să îl am pe mâine.
But one of the leaders of Princeton. Dar unii din liderii de la Princeton. He made the claim, the thing he was proud of the most. El a făcut o afirmație, lucrul de care era cel mai mândru. That no new thought ever came out of that university. Era acela că nici o idee nouă nu a venit, nu a ieșit vreodată din acea universitate. Did not introduce a single new thought to Protestantism. Și deci lauda lui era că acel seminar teologic nu a venit cu nicio idee nouă în protestantism. Because they are fundamentalists, there is no new thought that could come. Pentru că erau fundamentaliști și nu trebuia să modifice, să vină cu nicio idee nouă. He was proud of that. Și el era mândru de asta. Charles Finney was also associated with the university. Charles Finney de asemenea era asociat cu o anumită universitate. His name became synonymous with Oberlin College. Iar numele său a devenit aproape sinonim cu Colegiul Oberlin. These are two colleges, universities. Erau două colegii, două universități. Both in the north, of course, that's where they're fighting. Ambele se aflau în nord, bineînțeles, pentru că acolo se ducea lupta. Princeton was started in 1812, still running today. Princeton a început în 1812 și încă funcționează și azi. Traditional Calvinist theologians established themselves at Princeton. Deci teologi tradiționaliști calviniști s-au născut din acea universitate. From Princeton. Fundamentaliștii vin din Princeton, de la Princeton. They did that in this fight. Au făcut aceasta în cadrul acestei but lupte. Also especially in the third fight in the early 20th century. Dar de asemenea și în la începutul secolului 20, în cea de-a treia College lupte. Was established in 1833. Colegiul Oberlin a început în 1833. Directly connected to the Second Great Awakening. Fiind în legătură directă cu a doua mare redeșteptare. It's the first college in America that allowed co-education. A fost primul colegiu din America care a permis co-educarea. Adică atât femei și bărbați. The second in the world. Și a fost cel de-al doilea din lume. Still running today, that allowed co-education. Care încă funcționează astăzi și care a permis coeducarea. Charles Finney insisted that they allow black students equally to white. A, și Charles Finney a insistat ca să permită atât persoanele de culoare cât și albi să He participe. Insisted that women should make their own decisions regarding salvation. Și Charles Finney a insistat că și femeile ar trebui să ia propriile decizii cu privire la mântuire. This college became a stop on the Underground Railway. Acest colegiu a devenit o oprire pe traseul sclavilor fugari, cunoscut sub numele de Underground Railway sau cale ferată clandestină. Now I don't want to suggest that nu vreau să sugerez că noi ne plasăm aici, în școala nouă, și că aceasta este partea cea bună. We're trying to trace the subject of the Sunday law. Noi încercăm să urmărim subiectul legislicale a reformelor constituționale. Wherever that church-state drive is coming from. Să vedem de unde vine această idee de unire dintre stat și biserică. Când această separare s-a petrecut în protestantism, part of what they are teaching, o parte din ceea ce ei învățau, is evolution, era evoluția. No literal second advent, că nu există o a doua venire literală, că nu există naștere dintr-o fecioară. None of Christ's miracles actually happened. Că nici unul dintre miracolele Domnului Hristos nu s-a întâmplat cu adevărat. And the Bible is not historically accurate.
și că Biblia nu este acurată, nu este corectă din punct de vedere istoric. We would not agree with this strain. Noi nu suntem de acord cu această Probably tabără. Agree more with this strain. Probabil am fi mai mult de acord cu această tabără. At least when we say virgin birth, real miracles. Cel puțin în ce privește nașterea din fecioară sau existența minunilor. So there's issues with both. Așa că vedem probleme în ambele tabere. But the reason that this stream has problems, dar motivul pentru care această tabără are probleme, is as they go into the Bible and question, este că atunci când ei merg la Biblie și pun întrebări, they do not have a methodology to do that with. Nu au o metodologie corectă cu care să facă acest lucru. So they're going to just have a discussion about what they want to leave and what they want to keep. Așa că ei pur și simplu au o discuție legat de ce anume vor să păstreze și ceea ce nu vor să păstreze. We work on a strict methodology that they don't have. Noi folosim o metodologie strictă pe care ei nu o au. So while we could argue that I was trying to do a good thing, așa că în timp ce am putea să spunem că ei încercau, de fapt aveau intenția să facă ceva bun, it led them to strange conclusions we would not agree with. Aceasta i-a condus la niște concluzii stranii cu care noi nu suntem de acord. But this isn't about which side you would join if you were a Presbyterian. Dar asta nu este, prezentarea noastră nu este despre ce parte ar trebui să alegem dacă am fi presbiterieni. We're tracing the thread. Ci noi încercăm să urmărim un anumit fir. All the way fir. To the Sunday. Să vedem cum au ajuns ei la legea duminicală. Even the great awakenings were just fights within Protestantism. De fapt, acele mari deșteptări religioase erau doar niște lupte din protestantism. Fights that always work through these two sides. Lupte care totdeauna au aceste două tabere. Essentially conservatives and liberals. În esență, putem spune conservatorii și liberalii. From the 1700s through the 20th century. Începând din anii 1700 până în secolul 20. The South has already given in to church and state. Deci Sudul deja a adoptat unirea bisericii cu statul. When we discuss 1888 history is here. Când vorbim de, discutăm istoria 1888, vorbim de ceea ce se întâmplă aici în Nord. And when we're looking at 1863 to 1888, și când privim la perioada 1863-1888, there's still these two sides at conflict. Vedem încă acest conflict între două tabere, which we could simplify by just cutting down to two universities. Pe care l-am putea simplifica rezumându-ne la două universități. And there were others. This is an oversimplification. Da, bineînțeles că mai erau și altele. Aceasta este doar o super simplificare. But it's still accurate. Însă este acurată, este relevantă. This helps us when we read the document. Aceasta ne ajută atunci când citim documentul. And he mentions something, for example. Și când în document menționează ceva ca de By exemplu. By the way, someone at Princeton was teaching this. De exemplu, cineva de la Princeton învăța lucrul acesta. You know what stream of Protestantism that's coming out of. Atunci noi deja știm din ce ramura protestantismului vine acea idee. That's not the 19th century Biden stream. Da, aceasta nu este izvorul This is the fundamentalists. Care susține pe Biden în secolul 20, ci sunt fundamentaliștii. And as far as the two sides who's winning, it changes through the history. Și în cadrul acestei lupte dintre cele două tabere, câștigătorul se schimbă pe parcursul istoriei. În a doua mare redeșteptare, școala nouă s-a descurcat foarte bine. They did really well here as well. S-au descurcat foarte bine și aici.
Fundamentalists were essentially shut down in the 1930s. Fundamentaliștii au fost practic aduși la tăcere în anii 1930. But then along comes Billy Graham. Iar apoi vine Billy Graham. Which side was Billy Graham on? Iar când vine Billy Graham, el în ce parte se află? În ce tabără se află? Fundamentalist. În tabăra fundamentaliștilor. But he's clever. Însă el era inteligent. Partway his, through his career, he says, that term is loaded. În cadrul carierei sale, el la un moment dat spune că acel termen este foarte încărcat. I'm going to call myself an evangelical. Să spui că ești fundamentalist, era un termen prea, a term that had fallen out of popularity. Încărcat cu semnificație și a spus că el se numește pe sine a fi un evanghelic. So the fundamentalists, the modernists thought they'd won, fundamentalism was dead. Pentru că moderniștii credeau că fundamentaliștii au murit. But fundamentalism is resilient. Însă fundamentalismul se naște iar și iar. Billy Graham. Then the 1960s and 70s. Putem vedea asta în anii 1960. They are the ones that mobilize on radio. 1960-1970, ei au fost cei care s-au mobilizat. They know how to fight. Ei știu cum să lupte. And by this history, they're back in the game. Și în această istorie care începe în 1979, ei sunt din nou în, în joc. But going back into the first history, if you see Princeton or Oberlin, you know what side they're on. Dacă ne întoarcem înapoi la prima istorie, dacă vedem Princeton și Oberlin, știm fiecare de ce parte este. So I wanted to, I just wanted to give some introductory information. Am vrut doar să dau niște informații introductive. From 1798 through the Second Great Awakening. Din 1798 până la a doua mare redeșteptare. The document starts our history in 1863 history. Documentul începe cu istoria din anul 1863. By which time the fight's in the north? Timp în care deja lupta se duce în nord. There's long been this split within Protestantism. Și deja de ceva timp are loc această separare tot mai mare în protestantism. Which we have summarized with two universities. Separare pe care am rezumat-o prin aceste două universități. Now we can come back to our document. Acum putem să revenim la documentul inițial, deci cum a devenit America. And we're on 265, just testine. Under that heading. La capitolul 1. I want to work through this first portion fairly quickly and then go back. Vreau să citim anumite pasaje din primul capitol și apoi să revenim la ele. It's going to start in that paragraph saying that in the 1800s there was already this close unity between Americanism and Protestantism. În anii 1800 exista deja o unitate puternică între protestantism și americanism. At least in state laws, there was already a mixture of church and state. Cel puțin în legile statelor exista deja o, un amestec între stat și biserică. But over the course of the 1800s. Dar în timpul anilor 1800, new faiths like Mormonism and Seventh-day Adventism developed. Credințe noi, ca mormonismul și adventismul de ziua șaptea s-au dezvoltat. And the population of secularists and freethinkers. Și o populație de seculariști și liberi cugetători. Sau so, laici, laici și liberi cugetători. Definitely by the time you get to 1844. Și în mod clar, everyone's worried about immigration. În perioada când ajungi la 1844, toată lumea era îngrijorată. Because through immigration, a lot of Jews are coming into the country. Datorită faptului că
Datorită imigrației, mulți evrei au venit în țară. Mulți catolici au venit în țară. And then out of that second great awakening, iar apoi din acea a doua mare redeșteptare au ieșit mormonii, SDAs, adventiștii de ziua șaptea. And there's also the rise of the fifth group. Și de asemenea se ridică tot mai mult un cincelea grup titled Free Thinkers, numiți liberi cugetători. I want to define that in a moment. Voi defini imediat acest So he's starting grup. His repeating pattern. Așa că el începe să detalieze acest tipar the care se repete. Religious group are identifying there's a threat. Deci grupul religios dominant identifică niște amenințări. The threat they've identified. Amenințările pe care ei le identifică Calvinist Protestantism. Sunt is Jews, Catholics, Mormons, Adventists and Freethinkers. Amenințările la adresa protestantismului calvinist erau evrei, catolici, mormoni, adventiști și liberi cugetători. I just want to explain Freethinkers. Aș vrea să explic puțin despre liberi cugetători. If you were to go to Wikipedia, dacă ar fi să mergem la Wikipedia, look up the Golden Age și căutăm despre acest subiect epoca de of aur. Free thought. It has its own Wikipedia page. Gândirea liberă. Da, am tradus din engleză, da, Golden Age. This is the last quote on your document. Epoca de aur a gândirii libere s-ar traduce în limba română. This golden age was around the middle 1800s. Asta are loc cam la mijlocul anilor 1800. It was a social political movement. Epoca de aur. Era o mișcare sociopolitică. It really started around the 1850s. A început de fapt în jurul anilor 1850. They mark it around 1856. S-au remarcat prin anul 1865. To World War I, 1914. Până în 1914, la primul război mondial. It was particularly encouraged by a man named Robert Ingersoll. A fost în mod deosebit încurajată de o persoană cu numele Robert, așa cum am pronunțat ea. Social movements like the push for women's suffrage, the right to vote. Da, mișcări sociale ca mișcarea pentru dreptul la vot a femeilor. Ei susțineau astfel de mișcări. And other political, scientific and social trends that clashed with religious orthodoxy. Și aveau o mentalitate politică și socială, socioștiințifică, care era în opoziție cu ortodoxia protestantă, cumva cu... Caused people to question the traditional ideas about the world. Și ei îi învățau pe oameni să pună sub semnul întrebării ideile tradiționale And it became în care particularly trăim. Popular when Charles Darwin published his Origin of the Species. Această mișcare a devenit în mod deosebit renumită când Charles Darwin a publicat cartea sa despre originea speciilor. So 1856 through to World War I. Deci din 1856 până la primul război mondial. There's this social political movement. Avem această mișcare sociopolitică challenging traditional ideas.
care punea sub semnul întrebării Some of them idei tradiționale. Social, like women's right to vote. Au susținut mișcări precum dreptul femeilor la vot, which would be against a Protestant's view of Bible teaching. Care se afla în opoziție cu vederile protestante cu privire la ce învață Biblia. But also evolution. Dar de asemenea ei învățau evoluția. So it's this golden age of free thought. Această epocă de aur a gândirii libere, that combined with Catholic and Jewish immigration, care combinată cu imigrația catolică și a evreilor, and the rise of Mormonism and Seventh-day Adventism, și cu ridicarea mormonismului și adventiștilor de ziua șaptea, that wake up and mobilize Protestantism. Acestea îi trezesc și îi fac să se mobilizeze to pe protestanți. Drive to defend their leadership through the government, through the political process. Ca ei să înceapă să își apere rolul de lider, de leadership prin măsuri legate de Constituție. In response to this threat from five groups of people, ca răspuns la această amenințare din partea acestor cinci categorii de Protestants turned to the Constitution. Protestanții s-au îndreptat spre Constituție. They mobilized to amend it. S-au mobilizat pentru a o modifica. And make sure that their supremacy is inscribed into that document. Și s-au asigurat că supremația lor era inscripționată în acel document. This is led by members of the small covenanter sect of Presbyterians. Aceasta a fost condusă de membrii micii secte a presbiterienilor numiți covenanters. We're going to come back to the covenanter sect. Vom vorbi despre această sectă, covenanter. Came out of Scotland, John Knox. Care a provenit din Scotland cu John Knox. But we'll finish the whole section before we come back to them. Dar vom termina întreaga secțiune și apoi vom reveni la aceste detalii. A couple of sentences after where we finished reading. Câteva propoziții mai jos. Actually, we'll just address those sentences. It attracted significant mainstream support. Da, au avut foarte multă susținere din partea maselor. Au atras multă susținere din partea maselor. Thousands of followers. Au ajuns să aibă mii de susținători. The support of a Supreme Court justice. Chiar și un judecător de la Curtea Supremă era printre susținători. I have a document here which has his name. Am aici un document care spune cum se numea acest judecător de la Curtea Supremă. William Strong. William Strong. Appointed to the US Supreme Court in 1870. Care a fost numit în 1870 la Curtea Supremă a Statelor Unite. She also says the nation's leading seminary. I would suggest that's Princeton. Și de asemenea spune că avea susținerea seminarului teologic principal al națiunii și eu consider că e vorba de Princeton. In the face of challenges to prayer and Bible reading in public schools, Sabbath observance laws, blasphemy laws, and religious oaths, the Christian Amendment movement offered a simple solution. În fața provocărilor legate de rugăciune și citirea Bibliei în școlile publice, legile respectării sabatului, legile blasfemiei și jurămintele religioase, mișcarea amendamentului creștin a oferit o soluție simplă. The solution was to place an expression of Protestant faith in the Constitution. Soluția era să placeze o expresie a credinței protestante în Constituție.
The movement declared the nation's religious identity could be permanently protected, resolving once and for all that the United States is a Christian nation and more specifically a Protestant nation. Mișcarea a declarat că identitatea religioasă a națiunii ar putea fi protejată permanent, rezolvând odată pentru totdeauna faptul că Statele Unite sunt o națiune creștină și mai precis o națiune protestantă. They never succeeded in that amendment. Ei nu au reușit niciodată să facă această modificare, acest amendament. But the movement succeeded in gaining official recognition of the nation's religious identity in 1892. Însă mișcarea a reușit să obțină recunoașterea oficială a identității religioase a națiunii în 1892. When the Supreme Court declared that the United States is a Christian nation, making it appear for a time that the movement had achieved through the courts what it had failed to win in Congress. Când Curtea Supremă a declarat că Statele Unite sunt o națiune creștină, făcând să pară pentru un timp că mișcarea realizase prin instanțe ceea ce nu reușise să câștige în Congres. And the religious right today still point back to that 1892 statement by the Supreme Court. Și dreapta creștină de azi încă face referire la acea afirmație a Curții Supreme din 1892 că era o națiune creștină. The religious right today are on the correct side. Pentru a susține că ei se află de partea corectă a problemei azi. They still use that. Încă se folosesc de acea afirmație so de atunci. So to summarize. A split within Protestantism. Deci vedem că a existat o separare în protestantism. It begins the fight. One group in that split, the Covenanter sect. Și un anumit grup din acea tabără care s-a separat, secta Covenanters. Identify a threat. Au identificat că există o amenințare. These five groups. Aceste cinci grupuri. They see themselves as a prototype of a true American. Și ei se vedeau pe sine ca fiind un prototip a ceea ce înseamnă un american adevărat. They mobilize. Au început să se mobilizeze. Bringing elements of about 11 different Protestant denominations. Și au adunat diferite peste 11. And then they make constitutional demands. To get their identity secured in the Constitution. Pentru a cere modificări ale Constituției. That's an overview of the first history. Aceasta este un rezumat cu privire in la prima istorie. In our next presentation, we're going to go into a little more detail of this first history. În următoarea prezentare vom intra în puțin mai multe detalii cu privire la această primă istorie. Into this covenanter sect that drove for this amendment. Vom vorbi despre această sectă Covenanters care a mobilizat sau s-a mobilizat în această from, istorie. And how they developed this argument. Pentru a vedea cum au dezvoltat ei acest argument. We'll close. Acum vom încheia. If you kneel with me, we'll close in prayer. Vom îngenunchea pentru rugăciune. Dear Lord, Tată din cer, thank you for your Sabbath day. Îți mulțumim pentru ziua de sabat. We see how you have led your people all through this history. Vedem cum tu ai condus poporul tău în această istorie. From 1798. Din 1798. As you've tried to create a group of people. Cum ai încercat să formezi un grup de persoane. Like ancient Israel. Asemenea Israelului antic. Who would be a light to the world. Care să fie o lumină în lume. We see how much Adventism has failed. Vedem cât de mult a eșuat adventismul. It's not teaching and understanding this history.
Pentru că nu învață și nu înțelege această istorie. Which is causing it to fail today to do its work. Care îi face să nu poată să ducă la îndeplinire lucrarea în timpul nostru. To identify and prepare people for the Sunday Lord. Și nu poate să ajute pe oameni să se pregătească pentru revenirea lui. May we not fail like they failed. Ajută-ne să nu eșuăm și noi asemenea lor. We have loved ones. Avem persoane dragi. Friends, family. Prieteni, familie. Who do not understand the significance of what is happening. Care nu înțeleg semnificația lucrurilor care se petrec. What you are trying to do. Ceea ce tu încerci să faci. I pray, Lord, you'll help us to reach them. Te rog, Doamne, ajută-ne, învață-ne cum să in ajungem your la way, ei. In your time. Să facem toate la timpul de tine. Ca nimeni să nu fie pierdut. We pray this in Jesus' name. Te rugăm toate acestea în numele lui Isus. Amen. Amin. Happy Sabbath. Na, sabat fericit.